Exemplul nostru de ascultare. În 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 21 și 22, citim: și la acesta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi, lăsându-vă un exemplu ca să călcați pe urmele Lui. El nu a făcut niciun păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. Înaintea noastră se întinde minunata posibilitate de a fi ca Hristos, ascultător de toate principiile legii lui Dumnezeu. Dar noi înșine suntem cu totul neputincioși să atingem această condiție. Tot ce este bun în om vine la el prin Hristos. Sfințenia pe care cuvântul lui Dumnezeu declară că trebuie să o avem înainte de a putea fi mântuiți este rezultatul lucrării Harului Divin. În timp ce ne plecăm în supunere față de disciplina și influența stăpânitoare a Duhului Adevărului, ascultarea omului poate fi desăvârșită numai prin tămâia neprihănirii lui Hristos, care umple cu parfum divin orice act de ascultare adevărată. Partea creștinului este să persevereze în biruirea oricărui defect. În mod constant, el trebuie să se roage Mântuitorului să vindece tulburările sufletului său bolnav. El nu are înțelepciunea și puterea fără de care nu poate birui. Aceste atribute aparțin Domnului și el le dăruiește acelora care, în umilință și în pocăință, îl caută pentru ajutor. Lucrarea de transformare de la nesfințenie la sfințenie este lucrare continuă. Zi de zi Dumnezeu lucrează la sfințirea omului, iar omul trebuie să coopereze cu el, depunând eforturi perseverente în cultivarea obiceiurilor corecte. Dumnezeu va îndeplini mai mult decât cele mai înalte așteptări ale celor care își pun încrederea în el. Dumnezeu dorește ca noi să ne amintim că atunci când suntem umili și pocăiți, ne aflăm în poziția unde El poate și se va manifesta față de noi. El este foarte mulțumit atunci când stimulăm amintirea milei și binecuvântările din trecut, ca motiv pentru care ar trebui să ne acorde binecuvântări din ce în ce mai mari. Este onorat când îl iubim și mărturisim despre autenticitatea iubirii noastre prin păzirea poruncilor sale. El este onorat când punem deoparte a șaptea zi ca fiind sacră și sfântă. Pentru cei care fac asta, sabatul este un semn. Dumnezeu declară: eu sunt Domnul care îi sfințesc. Ezechiel 20:12. Sfințirea înseamnă comuniune obișnuită cu Dumnezeu. Nu există nimic așa de măreț și puternic ca iubirea lui Dumnezeu pentru cei ce sunt copiii săi. Părinte Ceresc, îți mulțumesc pentru exemplul lui Iisus Hristos, de viața curată care a avut-o pe acest pământ și prin care eu pot să văd că și eu pot să trăiesc curat dacă Tu mă speli și mergi în fiecare zi cu mine. Fii slăvit și lăudat. Amin.